Hei! Salutare! Bun găsit la un nou episod de Virgin Vlog. Eu sunt Andreea Remețan și de data asta propun să aflăm ce fel de animăluțe drăguțe ne-au trecut pragul recent la radio. Mai explica. 117. Aflăm chestii neștiute despre Ina. 12 numere. Și, bineînțeles, ce fac unii colegi când, de fapt, i-ar trebui să muncească. De la penultimul episod de Virgin Vlog, foarte multe lucruri s-au schimbat în compania noastră. Ultimul ar fi că nu mai avem voie, știți voi, să ne întrecem cu scaunele. Pentru că, țineți minte... În schimb, nu știu care e diferența, dar avem voie mai nou să... Și mai avem voie să ceva. Uite-l, Andreea, vreau să-l iau. Pot? Ia, nu vreau să-l scot. Gabriel face ce n-am reușit eu să fac. Doamne, ferește. Pupă-l. Pupă-l. My God, deci n-ai cum. Ah, ia uite-l. Jesus Christ. Trebuie să ies puțin în trafic ca să nu faci nimic, decât te miroase. Doamne. Deci ca să ne înțelegem, am picat proba. Din cauza acestui ca să se simtă el în siguranță. Superb, superb, ești superb. E superb, am pus mâna pe un șarpe pentru prima oară în viața mea și vreau să trec la nivelul următor. Ăsta a fost un baby de 4 luni și jumătate. Și m-am împrietenit cu Georgica, îl cheamă. Să mai vii pe la noi. Da, colega Alexandra este mega curajoasă și prietenoasă. Și iată și dovada. Eu nu înțeleg cum a reușit să facă treaba asta. Ce faceți, mă? O să mergeți la RM imediat. Oh, ce agitație pe capul vostru. Știam eu că în Moldova se mănâncă bine, dar parcă nici chiar așa. Și, apropo, dacă nu ați aflat care-i treaba cu toate ligioanele astea în studioul nostru, vă spun eu, a trebuit să trec prin chinurile iadului pentru a câștiga până la urmă o singură șansă de a face concursul Ce se aude în programul meu. Iar pentru asta a trebuit să trec prin asta. Este sunetul unui pantof de firmă tăiat în fața Andreei Remețan. Nu-i tocul, scoate-i tocul. Inițial am reușit să duc la capăt o provocare, crezând că este și singura. După care a mai apărut una. Stai un pic. Cred că ai mai mult de muncă pe picioare în acest moment. Asta mi-a te apărut, ești nebun? Și încă una. Pentru ultima dată mâinile pe Gabi, că după aia nu mai ai ocazia. Asta e. Încă ai o scuză. Încă ai o scuză bună. Și încă una. Mai jos. 117. Ce a fost asta? Cât a avut? 103. 100. Andreea, ce-ai simțit? 109. 114. 134, 136. Și am ciudat. Împreună cu șurubel, amândoi puneți mâna. Hai, șurubel, du-te. Deschide, scoate. Nu! N-ai voie să-ți dai jos. Nu m-ai mințit, am văzut ce. Hai să lăsăm toată drama și nebunia deoparte. E un vis urât, trebuie să rămân acolo, la locul lui. Propun mai bine să încercăm să ne cunoaștem colegii mai bine. Iată-l aici pe acel dude, alături de care eu fac topul la Virgin Radio. Cristi Stanciu. Bum, 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 Tiesto și Gucci Mane. Foarte bună piesa asta, îmi place maxim. Suntem aproape de jumătatea orei. 19, da. Credeam că eu am serios la casa lui, dar nu. Priviți cu ce se ocupă omul în radio când, de fapt, el ar trebui să muncească. Mă bucur că ți-a plăcut pălăria mea cea nouă. Apropo, ca să știi, o să o returnez pentru că ți-ai bătut joc de ea. Spunea Cristi Stanciu că semăn cu un tip care vinde ciotârne, ce-or mai fi și alea. Apropo de pălăria mea, pe cât de mult i-a plăcut lui Cristi Stanciu de ea, la fel de mult i-a plăcut și lui Ionuț Bodonea să facă o emisiune singur într-o dimineață. Bine ați venit din nou la Doar cu Ionuț, o emisiune Doar cu Ionuț. Astăzi dezbatem câteva lucruri cu adevărat importante. Ce greșește Ionuț și, mai important, cine îl va salva? Surpriză, Ionuț! Mă rog, emisiune singur. Era vorba despre doar o intervenție. Cât timp Șurubel și Lucian au stat de vorbă cu Ina și au aflat o chestie senzațională. Deci stai un pic, asta n-a câte numere diferență sunt? 12. 12 numere? Wow. Și 0 diferență în general. Ina poate 34. Sau ție de la copii? De la copii sau am ceva pe talpă. Cam atât de la noi pentru voi. Am încălecat pioșa și v-am spus povestea așa. Sper că v-a plăcut la nebunie. Dacă da, dați subscribe, like și ce mai era? Share? Și share! Remi, sunt, vă pup! Pe data viitoare!